Oamenii nu ascultă. Comunicarea nu are de-a face cu doar cu ce spui și cât vorbești. Ce are de-a face cu o ascultare atentă ca să operezi cu informații de calitate. E ceva ce mi-a rămas în minte ascult, ascultând un, un autor. Spune așa, dacă nu asculți, mai devreme sau mai târziu vei fi înconjurat cu oameni care nu vor avea nimic de spus. Salut și bine ai venit la un nou podcast. Invitatul de azi este Teo Bunescu și abia aștept să-l cunoașteți. Teo este coach și trainer în domeniul comunicării, uh, lucrului în echipă, dar și al leadershipului. Lucrează atât în domeniul de business, cât și în domeniul ONG-urilor și bisericii. În episodul de azi povestim despre ce înseamnă să fii un lider bun, ce, cum, cum reușești să creezi o echipă funcțională și cum să comunici eficient. Uh, Cred că pentru a primi conținutul de aici, adaptat unei companii, e foarte scump. Așa că te invit ca pe gratis să te uiți la episodul ăsta. Teo, mă bucur foarte mult că ai, venit, ai revenit în România după 2 ani. 3 aproape. 3 aproape. Înainte de corona. Înainte de pandemie. Uh, Teo, ești un om tare influent și ai fost de-a lungul vieții în viața mea uh, Și o întrebare de la care mi-ar plăcea să, povesti, să începem discuția de azi Este o întrebare pe care mi-ai pus-o, cred că undeva prin uh, iarna asta uh, Și el m-a mai întrebat așa Din toate lucrurile pe care tu le faci, la ce ești cel mai bun? Uh -huh. uh, și... Pe cât de simplă aparent e întrebarea, pe atât de profundă, pe atât de profund mi se pare să găsești răspuns la întrebarea asta. Uh, așa că ți-aș întoarce întrebarea. Uh -huh. La ce ești tu, te -o, cel mai bun? Și dincolo de la ce ești cel mai bun, cum ai ajuns să descoperi la ce ești cel mai bun? Uh -huh. da, Bună, Bună întrebare. <laughs> Bună întrebare! Bună întrebări mai pun. Bună întrebări mai pun. Um, Cosmin! Da, e, e interesant. Răspunsul la întrebarea asta, mulți oameni nu-l găsesc așa, așa de repede. Pe la 20 de ani, când ești. În decada de 20 de ani, nu prea reușești să găsești răspunsul. Hmm. Când ajungi pe la 30, încercând suficiente lucruri, descoperi răspunsul la întrebarea asta. Și cel mai probabil în decada de 40 de ani, găsești răspunsul la, la întrebarea asta. Mi-am că vorbeam cu ceva în Spania și avea 49 de ani și zice, abia acum am găsit răspunsul la întrebarea asta. Așadar, revenind la întrebarea ta, din tot ce fac, ce fac cel mai bine, pentru mine comunicarea clară, eficientă, succintă, asta este un lucru pe care eu îl fac bine. Mm. Și e combinată cu cum slujești pe oameni conduceri, cum conduci pe oameni slujindu-i. Dar comunicarea este punctul meu foarte, să spun așa. Mm -hmm. sau unul dintre punctele mele forte. Și mă întreb cum am ajuns să-l descoper. Să-l descoper. Cred că am fost... Unul din obiectivele mele în viață a devenit să să vorbesc puțin și să comunic mult. Mm. Și atunci a, îmi plac oamenii care, mi-au plăcut oamenii care fac asta, că de obicei nu-mi place să irosesc timpul. Ceva ce poți să spui în 5 minute, să petreci 20 de minute făcând asta. Uh -huh. uneori ai nevoie de 20 de minute, dar dacă poți să comunici în 5 minute, mi se pare o, o, un skill, uh -huh. un talent important. Un, da, un dar important. Uh -huh. O abilitate, mai bine zis, importantă. Și... Cum l-am descoperit, mi-au plăcut oamenii de genul ăsta și am zis, vreau să fiu mai mult așa. Mm. Și am început, în mod intenționat, să văd cum pot comunica clar, simplu, concis, diverse, pe diverse teme. Și fac asta în slujba mea mm -hmm. consultanță, că asta este ce fac eu, în consultanță. Și o, să te, o să te rog puțin mai încolo, dar m-aș întoarce puțin la întrebare. Da. Uh... Deci, din ce înțeleg, tu mai degrabă ai văzut va, ca fiind o chestie valoroasă da. și ți-ai propus să fie ăsta lucrul care îl faci cel mai bine. Uh, nu neapărat că ai descoperit că natural te brici. Da, uh, da. mi-a plăcut comunicarea. Deci, natural mi-a plăcut să comunic. Uh -huh. Și atunci, dacă mi-a plăcut asta, am zis cum pot deveni mai bune okay. la uh -huh. asta, uh -huh. uh, în a comunica. Uh, făcând asta, vorbind în public, comunicând cu oamenii, am vrut să, să fac asta în mod mai bun. Și așa am descoperit, primind feedback, on, hey, ne place când comuni sau felul în care comuni și am spus, poate ăsta e darul pe care mi l-a dat Dumnezeu și pe care aș vrea să-l folosesc în mod cât mai responsabil. Uh -huh. Și am început să-l dezvolt și, și e, o, e, e, e interesant. Ai dar și apoi trebuie să muncești în mod intenționat ca să, cum să zic, șlefuiești. Și să folosești, cât mai, să folosești cât mai bine Darul pe care Dumnezeu ți-l a dat Și asta am făcut eu uh -huh. Începește comunicarea uh -huh. Foarte bine. Uh, hai să ne întoarcem puțin am Să, să povestești despre uh, ce faci în uh -huh. Estonia da. uh, Și nu numai în Estonia În Europa da. Și numai în Europa <laughs> Povestește-ne puțin De, ne. ne oprim la Europa uh -huh. um, Da Consultanță, coaching uh -huh. Cu diverse companii Și organizații în Estonia și de asemenea cu denominații, organizații non-profit și creștine, și în Estonia și în Europa. Uh -huh. asta, este, asta este slujba mea. Fac asta de aproape 10 ani în domeniul ăsta. De asemenea, eu am, în trecut, am început o biserică împreună cu fratele meu, parte din pasiunea mea care a rămas pentru biserică, pentru a comunica în contextul ăsta. Uh -huh. Dar acum mi-am extins, să zic așa, paleta și mă bucur că folosesc același dar în două contexte diferite. Atât like cât și. Da! Și nu, nu e să zic că am un job de, în IT și după aceea mai fac și altceva în domeniul non-profit, alt, folosind alt, alt, um, alt um, skill set. Alt, uh -huh. alt, alte daruri uh -huh, da? uh -huh. aceeași daruri fost în două medii diferite asta îmi place foarte mult mă provoacă și mă învăț din ambele domenii foarte tare, hai să mergem un pic în zona de povești, uh -huh. lucrând pe zona de consultanță și făcând o grămadă de traininguri cu companii multinaționale și uh -huh. tot felul de uh, da, tot felul de alte contexte care ți se pare că e o greșeală frecventă în ceea ce privește comunicarea. Ce, ce ți se pare că se întâmplă des sau ce observi ca om care încearcă să ajute procesul ăsta mm -hmm. pe zona de comunicare? Ai ceva elemente care ți-au sărit în ochi de-a lungul timpului și zici băi, iar, iar chestia asta, iar chestia da, asta. Da. Oamenii nu ascultă. Comunicarea nu are de-a face cu doar cu ce spui și cât vorbești. Ce de a face cu o ascultare atentă mm. ca să operezi cu informații de calitate, și, și, și um, cu informații adevărate. Mm. Um. Îți vine minte vreo poveste care subliniază asta bine? Da, pe, era chiar pe comunicare training ăsta pe care făceam cu o companie, erau patru proprietari, coproprietari. Mm. Ai companiei astea și training era de două zile pe comunicare. Și într-un exercițiu pe care l-am făcut cu ei, am văzut, cum, am văzut lipsa de ascultare a, a fondatorilor. Erau cu echipa lor de, de manageri și eu am spus așa. Am, am, e ceva ce mi-a rămas în minte ascult, ascultând un, un autor. Spunea așa: dacă nu asculți, mai devreme sau mai târziu vei fi înconjurat cu oameni care nu vor avea nimic de spus. Și hmm. asta am spus eu lor. Deci, voi, dacă nu ascultați, nu vă ascultați unii pe alții, mai devreme sau mai târziu veți fi înconjurați de oameni care nu vor avea nimic de spus. De ce? Pentru că oamenii vor spune X, John sau ce mai Ion, că suntem în context da. de România, Ion, n-ascultă oricum. De ce, să mai, de ce să mai spun ce am de spus? Și așa te privezi de valoarea pe care oamenii o pot aduce organizației tale. Hmm. Așadar, în comunicare, ascultarea e o parte foarte importantă și deseori neglijată de manageri. Și se mai întâmplă ceva. Oamenii spun, păi, dar nu, nu vreau să ascult că eu deja știu ce vrei să spui. Și, și, ca să folosesc un alt exemplu. Eram într-un alt context. Este o altă poveste, pentru poate pentru o altă dată, dar am avut ocazia să-l întâlnesc pe cel care face ce fac eu, numărul unu în lume, în, în coaching, mm. pe Pe comportament, schimbarea comportamentului de, de conducere. Mm -hmm. Marshall Goldsmith. Întâmplător, l-am întâlnit în Frankfurt, în aeroport. Poți să ne povestești? Da, asta a, a, asta a fost. Mi-am pierdut avionul, veneam din Elveția spre Estonia și mi-am pierdut avionul uh, în Frankfurt. Câteva minute. Uh -huh. Am alergat, l-am pierdut, l-am văzut cum se de depărtează de poartă <laughs> și m-am gândit, a, ideea e că ajungeam următoarea zi în Estonia. Și când uh -huh. am făcut stânga, stânga, la următoarea poartă era Marshall Goldsmith, un om pe care îl urmărisem de 10 ani de zile și e în cărțile. Știam despre el o grămadă. Era, era cel mai influent, influent om la nivel profesional pe care nu l-am întâlnit niciodată. Mm. Și m-am dus direct la el, i-am spus asta și am avut o conversație cu el și el, da, zice, am jumătate de oră înainte să mă îmbarc spre Portugalia, hai să vorbim. Și am petrecut un timp de calitate cu el și din timpul ăla el alesese înainte cu cât, știu, jumătate de ani sau un an, el a zis așa, eu am acum nu mai am ce, am făcut o grămadă de bani, n-am nevoie de bani, vreau să dau mai departe ceea ce am acumulat o viață întreagă. Și a ales, am zis, a ales 100 de oameni. Am pus un video pe LinkedIn, am crezut că o să nu știu, câteva sute o să-l vizioneze, poate câteva zece o să aplice. A fost vizionat de, de 18.000 de oameni și. Um, nu, multe vizualizări, dar vreo 16.000 au aplicat, sau 18.000 au aplicat aha, pentru, aha, okay. ca să fie între acești 100. Și eu zâmbeam. Că, că și, și tu aplicați. Și <laughs> <laughs> Și am spus, da, eu sunt dintre cei 16.000 sau 18.000 care au aplicat și n-au -au, -au trecut, n-au fost acceptați sau selectați. Și am zis, dar că m-am uitat pe lista celor care au fost selectați, care erau directorul, CEO de la Mayo Clinic, directorul de la MIT Leadership Institute, mm -hmm. general în armata americană, um, autor, New York Times Bestseller Authors, pe care eu știam, autor de... Am înțeles. Uh, am zis, a început să aibă sens, de ce nu început și a și, am și zis, <laughs> na, am, 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 am făcut pace cu ideea că eu n-am fost selectat. <laughs> <laughs> și el s-a uitat la mine, zâmbea și, mă rog, înainte de asta, eu îi vorbeam de lucrurile pe care eu le-am învățat de la el, îi, îi citam din cărți, din cărție mm. lui și el s-a uitat în la mine, de tu ai o memorie bună, că era un lucru pe care mie care mie îmi fusese de folosat de-a lungul celor 10 ani. Și el zice, anul viitor voi avea o întâlnire cu toți liderii ăștia, tu ești invitat, nu te costă nimic, doar viacolo. acolo. Și el zice, tu tocmai te-ai întâlnit cu comitetul de selecție și ai fost... Ai fost uh, selectat. Ai fost um, aprobat. Mm -hmm. Da. Și a fost o. Da, da m-am întors. Am sunat te, pe soția. Te-ai bucurat ai, că fort? ai ratat. M-am bucurat, a fost. Uh, și am făcut și un video după aceea în care am dus binecuvântări sub deghizare. Mm. Așa am, mm -hmm. am, Binecuvântări deghizate, într-un mm -hmm. fel. Mm -hmm. Și da, am avut ocazia să fiu acolo cu oamenii ăștia și, revenind la subiectul nostru de ascultare, Acolo era un fost um, CFO al unei companii de miliarde de dolari. Era printre clienții lui. Uh -huh. Și era și el parte din întâlnirea noastră și el, el a spus așa: um, Unul din lucrurile pe care mă m-a ajutat să le văd a fost cum să ascult. Pentru că în interviul pe care l-a făcut el, uh, 360 de grade, asta a reieșit. Cei cu care lucram spuneau: Tu nu asculți. Tu nu ne ascult, Când noi venim la... Și erau managerii cu care el lucra în mod direct. Uhum. Tu nu ne asculți pe noi. Și el a spus, păi da, da, eu, eu știu deja ce vor să spună ei și așa eu economisesc timp. Eu știu deja ce vor să spună ei și atunci să nu mai, mai pierde el, el sau ia timpul să-mi spună. Eu câștig timp că sunt foarte ocupat oricum. Este win-win. De el n-a realizat că în felul ăsta și-a înstrăinat toți cei care lucrau cu el și nimeni nu, nu, mai vrea să lucreze cu el. Și a intrat într-o poziție în care bordul i-a cerut să facă coaching, să, să, să rezolvă problema. Și așa Marș a intrat în, pe, în, 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 poză și în, în peisaj. Mm -hmm. În peisaj. și el a spus așa, am realizat că, unu, nu totdeauna știam ce vor să spună ei. Doar credeam că știu, dar nu știam. Deseori era informații pe care eu nu știam și presupuneam că o știu și, doi, nu reușeam să lucrez cu oamenii. Adică, mm. care era, era o, să stai să asculți chiar dacă știi ce vrea să spună celălalt, arată respect pentru persoana respectivă și reușești să lucrezi mult mai bine cu oamenii uh, aceia. Așadar, asta a fost, asta e o lecție în comunicare, una din ele, foarte importantă, care la cele mai înalte nivele, E neglijată. Wow. Foarte tare. Și da, zici de om care lucra, avea în managementul unei companii de miliarde. Mm -hmm, mm -hmm. Deci nu vorbim de mm -hmm. o chestie așa Da. la noi pe cocioc. Da. se aplică la toate nivelele. Mm -hmm. Avea impact mm -hmm. foarte mare la nivel a organizației, dar are impact și la o organizație de, să zic, 1% sau 10%. În afară de comunicare... Ce ar mai putea face un lider sau un manager? extrem, Dacă ar fi un singur lucru să-l facă bine, în afară de comunicare, despre asta mm -hmm. am vorbit. Care ar fi el? Băi, dacă, ar... dacă managerul ăla ar excela în domeniul ăsta, lucrurile ar trebui să arate destul de bine. Mm -hmm. Să pun un lucru. A deja menționat-o. Un... Ai zis ascultare. de comunicare, da. De des comunicare desfra... și ascultare. Mm -hmm. Să înțeleagă, un lider trebuie să înțeleagă slujba lui um, sunt oamenii care fac treaba și să realizeze că principala lui responsabilitate este să aibă grijă de oameni, nu de treaba în sine, nu de treaba lor. Mm or liderii se bagă peste, ok, să, să facă treaba, să, să, să. Eu sunt responsabil de tascurile astea pe care oamenii și-a să le facă, da? dar tu ești responsabil de ei ca ei să le poată face bine. Uh, și tascurile sau responsabilitățile sunt importante, dar în același timp sunt importați sunt oameni. Deci trebuie să ai în, în, în vedere două chestii. Deci dacă e, ok, persoana și proiectul. Uh -huh. Le ții în tensiune și ai grijă de ele. Dar să, fi, să, să, să știi că ești responsabil de persoana care e responsabilă de proiect. Tu nu ești în mod ultim, ești responsabil de proiect, dar ești cu persoana mm. și ajuți. Și una din lecțiile de, de, de conducere, să zic așa, e dacă tu nu ești acolo, cât de bine funcționează lucrurile. Să poți să... Atât de mult să împuternicești oamenii și să te ocupi de ei și să, și să te asiguri că ei au competențele și caracterul necesar să îndeplinească slujba pe care o au, um, cât de bine faci tu asta ca lider? Hmm. Atât persoana, cât și proiectul, dar, dar te gândești la persoană. Um, aș mai menționa o chestie legată de asta. Din nou, e dacă ai oamenii potriviți, că uneori s-ar putea să nu ai oamenii potriviți și trebuie să să înlocuiești oamenii pentru că nu fac treaba. Bine, uh -huh. dar dacă ai oamenii potriviți, uite-te la oameni, nu doar ca persoane care lucrează pentru tine în proiectele pe care le ai. Uite-te la oameni în contextul mai larg. Un exemplu, lucrez într-o organizație care are impact în 15 țări în Europa. Um, facem diferite... M4, nu? M4, M4 uh -huh. Europa, da. um, și e, e, lucrează cu denominații, cu organizații care vor să înceapă biserici sănătoase în diverse țări în Europa. Și eram în Budapesta cu Oivind și cu întâlnirea noastră, de, era o întâlnire a echipei de conducere în patru Europa și soția mea mă sună și spune, hei, am în doi copii, sunt, au bolnavi de pneumonie, se, se, trezesc unul pe altul, nu pot să dorm de, de Noaptea trecută a fost foarte dificilă, asta e situația. Și cea, eu am vrut cu Oivind și am spus, hei, asta e situația. Oivind fiind? Oivind fiind? liderul organizației. Ok, șeful tău. CEO, fel. șeful meu. Uh -huh. și, și fondatorul organizației. Uh -huh. Și a spus, hei, Oivind, asta e situația um, acasă și eu trebuie să merg acasă i -a zis, avem, aveam, niște întâlniri cu niște lideri în România, de, plecam din Moldova în România și el vrea să fiu prezent acolo, inputul meu în discuțiile respective. Și a spus, nu, asta nu este un marat, nu este un sprint, este un maraton. Suntem pe cursă lungă, situația de acasă este importantă și urgentă și trebuie să merg acasă. Și a zis, 100% te susțin, ia primul avion și merge acasă. nicio mm. Nici o problemă. În momentul ăla am, rea am realizat că Oivind nu e doar interesat de darurile mele și de aportul pe care eu îl pot aduce organizației, ci este interesat de persoana mea, de familia mea. Asta e o valoare. Și la un lider, un lider trebuie să vadă contextul. Mm. Îți dai seama dacă unul e leneș și nu muncește și caută scuze pentru slujba prost făcută, treaba prost făcută, sau un om care își dă toată energia, pasiunea, dar când apar lucruri urgente și importante, trebuie să realizezi prioritatea. Uh -huh. Și atunci am, am ajuns acasă, când am intrat în, ca, în casă, în cameră, amândoi copii erau treji, era două jumate noapte. Amândoi copii erau treji, soția mea era trează, a venit la mine soția mea, Merle, mi-a dat un o îmbrățișare și a început să plângă. Ea a, realizat, a realizat și ea în momentul ăla, că, când situația devine dificil acasă, eu las totul și merg acasă. Are de a face cu valori. Dar revenind la conducere, Oivin a realizat asta. Teo lucrează din or pentru organizație, își, dă, își pune aportul, energia uh -huh, uh -huh. și simt cu asta, dar să vezi omul, ca și lider, să vezi omul într-un context mai larg, nu doar omul în organizația care are obiective și pe care trebuie să le îndeplinim. Uitându-te la companiile cu care lucrezi, Crezi că o decizie de genul ăsta ar fi? Mulți lideri ar lua decizia asta, așa cum a luat Oivin? În... Sau ți se pare ceva mai deosebit? Se pare mm -hmm. ce, ceva ce nu mulți uh, observă sau fac? Acum sunt desprins un pic de contextul din România. În ultimii... Evident, da. evident. În România nu știu, în ultimii 20 de ani am petrecut doar 4 ani în România. Motivul pentru care îmi găsesc un pic mai greu cuvintele uneori, <laughs> apropo de comunicare, în mm -hmm. română mi-e mai, mai un pic mai greu acum, pentru că, da, gândesc. Multe lucruri în engleză. Dar în Estonia sunt lideri cu care am lucrat și pe care am văzut, care, ca, care văd persoana în contextul mai larg. Mm. Da. Um, și nu nu știu acum procent cât da, acesta, da, da, da. dar găsesc oameni care se gândesc așa. Și, de exemplu, apropo de leadership în, în, de conducere în, în România și în Estonia, am întâlnit manager care atunci la negocierea salariului, salariului, ei caută să fie cât mai jos. Deci dacă, și special aici doamnele au probleme la nivel statistic, se știe, că negociază mult mai jos și se subevaluează, începește salariul. Uh -huh. Și o, într-o firmă de IT cu care lucram, aveau o discuție unul dintre fondatori cu o doamnă care aplica la poziția respectivă și s-a subevaluat și a zis, ok, eu sunt mulțumită cu salariul de X. Și fondatorul a spus așa, este sub pragul pe care noi îl oferim, deci salariul nostru începe de la plafonul ăsta. Și nu putem să-ți dăm un salariu de X pentru că vrem să, să punem valoare pe munca ta și... Începem de aici. Și nici nu discutăm. Deci, aici. Și a fost o surpriză, pentru că în alte contexte... S-ar fi bucurat. Da, adică zici, ok, mergem înainte, am prins un deal bun, dar vezi, pe termen lung pierzi. Pe termen lung pierzi, pentru că îți pierzi în multe, în multe situații oameni de valoare. Mm. Pentru că, ok, încep la, pe un salariu mic la, cu tine și apoi zic, băi, asta puțin, se uită în jur, realizează că aduc -a valoare seara? și pot și pleacă în altă parte. Uh -huh, uh -huh. Dar o, ca doamna asta de care spuneam, i-a wow, oamenii ăștia chiar au, au au pus valoare pe munca mea și mi-au, din start au spus că, ok, asta cu asta vrem să te plătim. Da, deci sunt multe că pe conducere, ai o grămadă o paletă de mare, te să până mâine dimineața. Da, uite, hai, hai să-ți spun pun o întrebare. Îți spun cu câte una pentru că, tocmai pentru că subiectul e atât de vast da. și am putea face trei 4-5 podcasturi doar pe subiectul da. ăsta. Uh, pentru o persoană care ar vrea să aprofundeze și să cumva, nu, nu, ne, da, nu, nu vrea să aloce foarte mult timp, dar ar vrea să citească o carte pe tema conducerii. Mm -hmm. Dacă ar fi din toată, sutele, miile, zecile de mii, whatever, de cărți. Uh, de cărți scrise, dacă ar fi să recomanzi una General, valabilă, că probabil unele sunt mai pe. Da. nișate. Mm -hmm. Una mai general, valabilă. Pe care ai recomanda-o? Care ți-ar părea? Băi, dacă, dacă ai cel puțin un om în subordinea ta, e mult să citești. Da, cartea asta. Da, e, îmi place că tu îmi pui așa la una. <laughs> uh, am o recomandare, sunt subiectiv. Mm -hmm. Evident. A, evident. <laughs> Și prin perspectiva povestirii pe care am spus mai devreme, cu Marshall Goldsmith. Da. Uh, Marshall mi se pare un om care comunică foarte bine ce are de comunicat. Și a scris o carte, primul, a scris vreo 20 de cărți înainte ca, înainte de cartea asta, sau nu știu, ceva de genul ăsta, nu țin minte numărul mm -hmm. exact de cărți, dar cartea asta a devenit bestseller. Acum 15 ani, poate, poate mai bine. Și cartea se numește What Got You Here Won't Get You There. Mm. Sunt ideea cărții este mm -hmm. faptul că tu ai ajuns la un nivel... Ai ajuns la nivelul respectiv ca și lider, ca și da, manager în organizație, ai ajuns la nivelul ăsta datorită unor abilități și datorită unor um, uh, uh, talente pe care le-ai avut uh -huh. și în ciuda unor obiceiuri proaste pe care tu le ai, în ciuda unor lucruri pe care tu le faci greșit. Dar când atingi un anumit nivel de succes, devii. devii devi um, devii devi confuz, devii. Mm -hmm. um, da. Nu mai gândești. Nu mai gândești coerent și limpede. Bine, și limpede, exact. Și tu zici, băi, am ajuns la nivelul ăsta, pe cum să ajung la nivelul ăsta dacă eu fac ceva greșit? Deci n-am cum. Și tu nu realizezi că ai ajuns la nivelul ăsta datorită unor daruri și talente. Și în ciuda, asta nu realizezi, în ciuda anumitor lucruri pe care le faci, în le faci greșit, cartea asta abordează subiectul ăsta. Ce te-a adus la un nivel, la nivelul ăsta, nu este și ce te va aduce la următorul nivel. Mm. E foarte bună. E una dintre puținele. Eu nu citesc. Eu citesc foarte atent, cu sublinie, subliniez, îmi iau notițe. Este una dintre puținele cărți pe care le-am citit de două sau chiar de trei ori. Le și le, și le, le consult în mod frecvent. Una din puținele cărți. Uh -huh. um, și de asemenea, eu sunt foarte selectiv cu ce citesc. Cum spuneai și tu, sunt milioane de cărți uh -huh. și atunci mă uit ca la, la, pe nișa mea, pe ce sunt eu interesat, care sunt cele mai bune cărți. Și cu alea. Pe alea le abordez. Și asta e o carte pe care își o din toată inima. Super tare! Mersi. Uite, chiar mm -hmm. o să o... Să, da. O să caut și mi-o mi cumpăr. Mm -hmm. Fine. Um, Teo, mă aș duce, ai zis așa, am vorbit un pic despre comunicare, am vorbit un pic despre management. Mm -hmm. Hai să vorbim puțin de dinamici de echipă. Mm -hmm. uh, deseori ai avut traininguri și știu că am mai povestit cu tine de-a lungul timpului. De uh, trainingul în care veneai cu managerul. Uh -huh. Și cu echipa din subordine, uh -huh. și făceați tot felul de exerciții și trageați niște concluzii. Da. Um, uite, ți, ți aș da o chestie aplicată. Nu ne cunoști, nu, știi, nu am povestit cu tine absolut nimic despre echipa de aici de la radio, uh -huh. uh, dar îți spun acum, în câteva cuvinte. Suntem o echipă de 10-15 oameni. Uh, am început, sau mă rog, ei au început acum aproximativ un an, să zic, grosomodo. Uh, ce. Ce Atât știi despre noi care, uh -huh. care crezi că ar fi niște sfaturi Sau niște informații Care crezi că ar fi utile pentru noi Și, și general valabile uh -huh. nu, nu neapărat în specificitatea uh, da. Situației Care cred că e valoroasă Dar uh, e, da. greu, e greu pe ascultător să-i faci Să mergi în specific cu fiecăruia și da. Atunci... da Și atunci aș, aș menționa un studiu Făcut de Gallup Marcus Buckingham și echipa lui au făcut un studiu unde au a durat mulți ani să identifice care sunt elementele mm -hmm. cele mai importante pentru ca o echipă să funcționeze bine. Și au de identificat opt. Și din alea opt, două sunt în top. Pareto. Alea, alea exact. două. Fac alea 80. Da, din tot alea două au un un efect, au un impact mare asupra oricărei echipe. 1. Oamenii să știe cu claritate care sunt așteptările. Las, în slujba respectivă. Care sunt așteptările? Ce se așteaptă de la mine? În mod clar, în slujba mea, care sunt așteptările? Și când se modifică să fie comunicate, să cunosc așteptările, ce așteaptă șeful meu de la mine? 1. Și asta e o întrebare pe, pentru echipă. Cât de clare sunt, uh, îți sunt ție așteptările pe care șeful tău le are de la tine? Mm. Unu. Doi. Să folosești, rev, facem așa un, un, o revenire la prima ta întrebare, să poți să folosești în fiecare zi punctul sau punctele tale forte. Mm. Atunci când îți folosești darurile tale de top, din top, unde ești cel mai dăruit, mm -hmm. Um, ai un aport și, și echipa funcționează bine. Și mai sunt și celelalte șase, dar astea două sunt extrem de importante într-o echipă. Și ca ai un exemplu, că am zis că vorbim și pe exemple. Foarte Eram un. cu echipa de manager și cu ceo unei companii în Estonia și exact întrebarea asta. Le-am le făcut o mică prezentare a exact ce am spus mai, mai devreme și am întrebat pe fiecare de acolo. Am spus. Câți dintre voi cunoașteți cu claritate așteptările CEO-ului care le-a în capul mesei? <laughs> Experiment live, așa, da, da, nu? Da, da, da. Pentru că eu nu îmi place să vorbesc teorie. Uh -huh. Eu sunt un tip foarte pragmatic, îmi plac teoriile, îmi plac conceptele care au o relevanță practică, care au un uh -huh. impact practic în cultura organiz organizațională, în viețile oamenilor. Și, și uh, din, uh, erau vreo 10 manageri, din 10... Mi se că doi au ridicat mâna. Că e? le e clar. Da, că le e clar. Restul. Și alor le era frică de CEO. <laughs> nu, <laughs> dacă le era frică, ridicau mâna. Alora doi. Uh, e, e, da, și am, și am, văzut, wow, e, uh, simplă, o simplă întrebare de evaluare a echipei de management a companiei respective. Și apoi am vorbit cu, am vorbit cu CEO, că am rugat pe fiecare care este, care este Planul de acțiune, care este obiectivul pe care îl ai, principalul, principalul lucru pe care îl iei din experiența asta, din training ăsta. Și eu a spus să mă asigur că toți managerii mei știu cu claritate care sunt așteptările mele de a ei. Mm. Deci, e, e, necesară, e necesară ieșirea asta din rutină și mi se pare asta și face un, un coach, un consultant din exterior vine. Și îți oferă anumite perspective, îți pune anumite întrebări. Tu tot timpul lucrezi în slujba ta, dar nu ai timp să te gândești ok. Să faci zoom out. Cumva. Da, da. Uh -huh. Și uh, mi se pare foarte fain că uh, uh, dacă te iei de jocul de, de fotbal sau de basket sau de ce uh -huh. joc vrei tu, mai ales când e vorba de echipă, e dificil să, e dificil să îți ții concentrația asupra multor lucruri când ești implicat în joc mm. Dar de pe margine De unul... pe margine Vezi altfel lucrurile Poți evalua, poți oferi anumite sugestii Dar atunci când ești în joc Este dificil să Realizezi multe lucruri Un jucător nu realizează că strategia Nu e cea mai bună Că cei din fundașii nu joacă Bine mm -hmm. Se vede lipsa de coerență în joc poate Dar nu realizezi care, care ar trebui să fie schimbările Uh -huh, uh -huh. Și asta mi se pare fain să ai oameni din exterior care vin și, în mod, în mod periodic, uh -huh. îți oferă un context în care să poți să procesezi lucrurile astea ca echipă. Ce tare? Deci, asta asta, aș, aș menționa în echipă. De asemenea, Patrick Lencioni a scris o carte ce 5 disfuncții ale unei echipe. E o, fabula aia, nu? e o fabulă cu învățămintele la sfârșit. Uh -huh. Mi se pare foarte important într-o echipă să existe transparență și. Onestitate, să nu-ți fie frică uh -huh, de uh -huh. ce zice șeful, sau să poți să spui în mod, în mod clar uh, și deschis ce crezi, ce nu-i bine, uh, ce e bine, dar deseori, deseori, oamenilor le e teamă că poate există anumite repercursiuni dacă uh -huh. vorbesc <laughs> împotriva uh -huh. șefului. Dar o altă lecție. Mi se pare important să poți să vezi feedback-ul constructiv ca un dar pe care ți-l oferă oamenii, nu ca pe o amenințare la adresa ta. Mm. Și asta o spun din experiență proprie. În anii mei mai tineri, nu sunt prea bătrân eu, dar um, recent, chiar ieri, am avut o sesiune cu niște lideri și m-au întrebat care este eșecul tău la nivel de leadership. Uh -huh. de... uh -huh, uh -huh. M-au întrebat, întrebat ca tine: care e cel mai mare eșec exact. în conducere? <laughs> cel mai mare. Nu știu care e cel mai mare, dar uite unul din ele. Este să fii um, nesigur pe cine-ești tu și ce poți face tu. În sensul cine-ești tu, eu eram, eram nesigur, eram nesigur și arogant. O combinație nefastă. <laughs> da? fără experiență, uh, insecure, nu știu cum ai traduce insecure, insecure, da, insecure nesigur, un lider nesigur, așa, uh -huh. arogant um, și atunci orice feedback constructiv al celor din jur îl luam ca pe o amenințare. Ce adică? Cum? Eu? să fac făcut ceva greșit sau să nu fi știut? E, și, și îți... Mă luptam cu tine pe feedback. La, o, deci nu conta puteai să vii cu atitudine bună, cum te învață, a, încurajare, întâi trei chestii bune. Da. nu conta ce, ce puteai să pui nu știu câte de astea de încurajare. Dacă tu spuneai ceva care eu nu fac, bine, pe care eu nu-l făceam bine, eram foarte nesigur și da, asta denota, denota și denota aroganță. Și și mi și acum aminte, eram în, în state, studiam psihologia, cum mai mulți colegi, și lângă mine era Bob, la 50 de ani, și care spune, feedback-ul constructiv e cel mai mare dar pe care mi-l poate, e un dar extrem de pre prețios pe care mi-l poate da cineva. Și era lângă el și mă gândesc, eu gândesc exact opusul. <laughs> <laughs> feedback constructiv e unul dintre ce cel mai amenințătoare și rele lucruri pe care mi le poate spune cineva. Că nu fac bine aia, că asta nu e bun, și eu mă, îl, îl, respectam pe Bob și Bob mi-era prieten. Și mi-a zis, păi cum poate să aibă Bob? E, asemenea înțelegere. Și a zis, Bob, de ce? <laughs> am să-l deveni... să convingi tu <laughs> pe <laughs> Nu, am devenit intrigat <laughs> Cum așa? Și el spune, păi, um, Atunci când oamenii îți dau feedback constructiv Sau îți spun ce nu e bine, ce văd ei că nu e bine uh, îți, îți, îți oferă oportunitate să dezvolți caracterul tău, să te dezvolți pe tine, cine știu, și tu nu vezi, ai, ai uh, uh, blind spots, uh -huh. punctele astea oarbe, despre pe care nu le vezi, alții le văd, pentru tine sunt invizibile, pentru alții sunt extrem de vizibile, El ei, ei, ei ți le spun, e un dar, pentru că eu vreau să devin uh, o persoană care, uh, care uh, îl onorează pe Dumnezeu, trăiește cu indecat, știi, hmm. și oamenii văd problemele în ceea ce fac, în poate cine sunt, în caracterul meu. Măi, și stăteam acolo, aveam, cât aveam? Atunci aveam 24 de ani, cred, 24, 25 de ani, nu mai știu. Și zic, și eu mă gândesc, mă, dar are foarte mult sens ce spui tu. Foarte mult sens. Cum de... Cum, cum de-a până <laughs> acum? Și n-am văzut asta. A fost ca un... știi, în momentele astea de aha, în care un, un, un becții se aprinde și el a fost un punct de, de cotitură în viața mea. Uh, și am început o călătorie de, a, de la feedback constructiv și. Uh, și nu, aici nu vorbesc de atacuri toxice și care să te, să te, să te, să te denigreze și să nu vorbesc uh -huh. de asta. Uh -huh. Vorbesc uh -huh. de oameni care bine intenționați, bine intenționați uh -huh. sau uneori care sunt și chiar și frustrați cu tine, poate nu au cea mai bună atitudine, dar care vor și spun adevărul. Uh -huh. Și am, am zis așa, am pornit de la uh, feedback ăsta constructiv, de la amenințare la un dar. Până la, până la punctul în care eu acum, chiar și dacă cineva, să zicem, are atitudinea care nu e cea mai potrivită mm -hmm. uh, și spune ceva, se pot să-mi pun întrebarea, oare ce e adevărat din ce spune persoana respectivă? Ok, facem, facem abstracție de, de ton, atitudine, sau... de ton, de. Mm -hmm. deși mm -hmm. astea sunt importante, nu, nu neg importanța lor. Mm -hmm. Oare e ceva adevărat din ce spune acolo? Pentru că nu vreau să ratez mm -hmm. oportunitatea de a crește. Și noi ca și creștini Vrem să ne asemănăm mai mult ca Iisus Că Asta e binele suprem um, Chiar am predicat Săptămâna trecută despre asta Duminica trecută, despre Roman 8, Toate lucrurile lucrează împreună spre mine Celor care îl iubesc pe Dumnezeu Toate lucrurile și care e binele la, Binele ăla, binele ăla după, uh, după Pavel Și din scriptură spune, Binele este conformitatea cu Iisus Hristos Să fiu mai asemenea lui Iisus, ăsta e binele uh -huh. Toate lucrează Spre binele ăsta și atunci Oameni care îți spun unde nu faci lucruri foarte bine sau unde ai probleme. E o oportunitate ca tu să înveți și să caracterul tău și ceea ce faci să fie modelat de, de acest, acest mm. feedback. Foarte tare și valoros, și cred că uh, cred că se aplică în multe, în multe cadre uh, din uh... Din România mi-am mintit, adică am amintiri de prin diferite echipe în care am mai, am mai fost de-a lungul timpului uh, și văd, întâmplându-se asta, uh, lipsa de apreciere a feedback-ului um, da. sau încercarea de a-l minimiza. Da, 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 facem atâtea da. altele bine sau cumva da. E o tendință naturală, uh -huh, uh -huh. e o tendință naturală, nu-ți cade bine. Deci nu zici, wow, ce mă... Ce <laughs> abia aștept. Împlinit sunt, abia aștept să... Abia aștept critica. Nu îți pică bine, mm -hmm. dar e necesar. Și atunci, eu aș spune așa, mai e o fațetă. Vorbim de conducere, vorbim de comunicare. E, feedback constructiv e una. Și mai e o fațetă care este mai ușor de, de digerat. Și anume, feed forward. Zice deci feedback. Ok. Feedback se referă la ce ai făcut bine Feedback cu feedback aprecierea Ce ai făcut bine Feedback constructiv La ce n-ai făcut bine uh -huh. da? Și mai e și feed forward Care se referă la idei Pe care tu le, po le poți lua în considerare Ca să faci lucrurile mai bine uh -huh. feed forward. Deci feedback-ul te lasă în groapă Feedback constructiv <laughs> în sensul Zice așa Teo, în podcastul ăsta Tu nici n-ai fost atent la întrebări Uh, ai zice ce ai vrut tu. E, e ești, ești, arogant, ești... <laughs> Menționez lucrurile. N-ai vorbit <laughs> limba română, ți-a... Nici n-ai știut să folosesc bine, bine limba română. O, indiferent de. Da? Asta e feedback-ul um, constructiv. În sensul, <laughs> da, e folositor, dar te lasă în groapă în sensul. Feed forward, spune Teo, fii atent. Data când explici, data viitoare, când explici ideile, fii mai coerent. Fii mai clar. Uh, Folosește mai multe exemple. Vezi, toate astea sunt idei care te ajută să faci lucrurile mai bine. Mm -hmm. De asta, când lucrezi cu echipe și organizații, îi încurajezi. Feedback-ul constructiv își are rolul lui. Mm -hmm. Îți pune diagnosticul. <laughs> da? Uh, și fără un diagnostic bun, nu știi care e problema. Dar uh, feed for, feed forward îți dă idei. Și îți dă. Da, te face să vezi posibilități mm -hmm. noi mm -hmm. pe care altfel nu ai vedea. Și e mai ușor de digerat. Chiar dacă tu îți poți traduce în feedback constructiv tot feedbordul ăla. Da, exact. Pare și deci tu îmi spui asta pentru că n-am făcut. Da, <laughs> exact, exact. Dar uneori, poate nu poți traduce așa ușor. Poate mm -hmm. ai unele idei. Um, mm, de exemplu, mm -hmm. când prezinți, mai putea fi mai clar, mai, 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 mai pe subiect. Sau poți să spui, hei, în PowerPoint-ul tău ai avut un paragraf de nu știu câte cuvinte. Ce-ar fi dacă în PowerPoint-ul tău avea numai mai mult de 10 cuvinte pe PowerPoint. But, apropo, o, o regulă importantă. Nu stai să începi să citești paragrafe. Și asta să-ți fie PowerPoint. Deci, vezi, e o idee să fii mai clar, dar poate fi vag. Da, e vag. Deci să uh -huh. fii cât mai specific. Și uh -huh. deci, să fii mai clar, tot este un fit forward da. Să te și mai specific uh, cu asta. Aș vrea să menționez o chestie pe care uh, poate ascultătorii o pot, uh, o, pot și, o pot aplica imediat. Okay. Când lucrez, da, când lucrez, <laughs> când, lucrez, cu companii și organizații și um, diverse și biserici, depinde, lideri, mm -hmm. nu contează. O întrebare care, care atinge, să zice la fit for you, în primul rând îi rog să identifice și apropo, toată chestia asta există, am învățat de la Marshall, Marshall Goldsmith, pe care l-am menționat mai devreme. Alege un domeniu import, sau, sau, o, o ceva ce vrei să faci mai bine. Mm -hmm. Spre exemplu, vreau să, fiu un, să ascult mai bine, vreau să comunic mai eficient, vreau să deleg mai bine, vreau să conduc mai bine echipa mea sau oamenii mei. Vreau să spune ce vrei să faci mai bine, alege mm -hmm. comportamentul ăsta sau pe care vrei să faci mai bine și apoi pun întrebarea: ce pot face ca să fiu un mai bun comunicator? Ce pot face ca să fiu o persoană care la mâine. Ce pot face uh, ca să fiu un. Și eu mă duc și mai personal. Cât în, în, Eu sunt un consultant mai atipic. Ok. În context de business. <laughs> pentru că eu spun așa. Dacă e important să, să fii la lucru tău, multe lucruri, hei, ce ar fi? Cred că e și mai important acasă. Și eu spun, ok, cât a fost ultima dată când ai, 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 ai întrebat-o pe soția ta sau pe soțul tău, ce aș putea să fac? Ce-aș putea face ca să fiu un soț mai bun? Sau ce-aș putea, ce putea să fac ca să fiu o soție mai bună? Să pui Prima dată să pui întrebarea și apoi să asculți fără să... Da mă, dar stai că... Exact, fără să judeci <laughs> sau fără să evaluezi tu. Mm. Și, și, și merg și mai departe. Dacă ai copii, când a fost ultima dată, când ai pus întrebarea copilor tăi, ce-aș putea face să fiu un soț, un tată mai bun? Mm. Să fie o mamă mai bună? Pentru tine. Și să pui întrebarea unu. Întrebarea în ea însăși denotă faptul că îți pasă. Mm -hmm. Copilului, soției, angajaților, îți pasă. Ce-aș putea să fie un șef mai bun? Ce-aș putea face să fie un șef mai bun? 1. 2. Ascultă, ia notițe și nu judeca și evalua în niciun fel ceea ce spun ei. Ce-ți spuneai mai devreme. Uh, Ne-ar plăcea dacă. Așteptările tale ar fi mai bine enunțate. Păi, stai, mă, nu avem întâlniri. Ce, ce nu înțelegeți voi? Nu avem întâlniri în fiecare săptămână, nu vă spun. Pune întrebări și ascultă. Fără să emiți sau să enunți tu judecăție tale. Asta e. Adică nu se face în mod natural. <fie> uh, 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 Mi-am și când l-am când am, -am auzit pe Marshall, ideea asta, cu mulți ani. M-am zis la soția mea <fie> și a spus. Uh, Dragă, ce aș putea face ca să fiu un soț mai bun? Niciodată nu trebuia să-mi întreb aia până, până atunci. Și șase ore mai târziu încă s <laughs> <laughs> Și a scos lista. Nu, nu, Ce aș putea să, să, să fac ca să fiu un soț mai bun? Și -a să uită la mine și zice, tu ce ai citit? <laughs> <laughs> și am explicat, hei, să prind ideea asta, citesc cartea asta, mi se pare idee foarte, foarte bună și chiar vreau. Căstoria pentru mine, căstoria mea cu tine e foarte importantă mm. și vreau să fac un, să, să fiu un soț mai bun. Și apoi a început să-mi spună. Și fără să comentez că uneori, uneori răspunsul ni se dă fără să pui întrebare. întrebarea Clar. și suntem defensivi când primim răspunsul. Dar tu să fii proactiv ca șef, lider, soț, tată și mm. să poți pune întrebarea asta. Chiar dacă oamenii sau copiii tăi sau soția ta spun măi, tu ești un soț nu știu ce ai putea să faci, nu-mi vine în minte acum, ei vor aprecia faptul că pentru te-a fost suficient de important ca să-i întrebi. Hmm. Foarte, foarte tare. Uite, apropo de asta că ai atins-o puțin, ce faci într-un context în care primești mult feedback constructiv, hmm. a.k.a. critică? Uh, și ok, putem să mergem și în zona de familie și în zona aia, mm -hmm. dar avea, am în minte mai mult zona de zona de business. Mm -hmm. uh, nu știu dacă este o chestie specifică în România, dar cumva sunt cele două extreme. Da. Una în care mi-e frică de șeful și nu zic nimic și sunt genul ăla supus și uh, și Caragiale a scris mult în zona asta. Dar mai e și genul, celălaltă dinamică în care în mod constant ești nemulțumit de cadru și întotdeauna șefii și alții îți devină cumva. Mm -hmm. Și genul ăsta de, de mediu. Ai, ai interacționat și cu uh, dinamici de felul ăsta în echipă? Da. da. Ce set de, um, nu știu, exerciții, întrebări um, sau ce, ce ți ar părea important? de făcut într-un cadru de felul ăsta. M-ar ajuta o diagramă aici ca să ilustrez răspunsul la întrebarea ta. Super. Păi o să facem acum să apară... Pam, pam! Diagrama asta este folositoare ca să evaluezi cultura feedback-ului în organizația ta, în echipa ta. Și ai doar critică spre tu. Doar critică Provocare. Am pus ideea de provocare. Ce să faci? Ce, trebuie să, ce nu faci bine? Ce trebuie să faci mai bine? Provocare. Și pe diagrama asta avem provocarea. Da? Când ai, ai provocare multă. Uite, asta trebuie să faci. Asta, asta trebuie făcut. Dar în același timp ești, ai multă apreciere mm -hmm. în care oamenii îți, îți spun câte, ce, ce, ce se întâmplă bine. Ai apreciere și ai provocare la nivel înalt. Este o cultură sănătoasă. Mm -hmm. se, există echilibru. Oamenii sunt apreciați, oamenii sunt încurajați și, în același timp, oamenii sunt provocați să facă lucrurile mai bine. Ai o cultură a excelenței. Vrei să faci lucrurile foarte bine. Asta e o cultură sănătoasă. Aici vrei în, în, în direcția să vrei să te îndrepti. Dar nu totdeauna realitatea este asta. Să zicem că ai apreciere multă, oamenii se simt încurajați, se simt. e o comunitate faină, dar nu sunt suficient de mult provocați. Nu li se spune ce trebuie făcut mai bine. Nu. Și atunci ai o cultură confortabilă. A, ah, e bine. Probabil instituțiile statului se află aici, dar probabil, probabil nu au nicio apreciere. Deci, probabil mai, mai degrabă aici. Deci, ai apreciere, dar nu ai provocare. Um, și, și problema, problema deseori aici este părerea altora. Îți pasă prea mult de părerea altora, da? Și nu ai curajul să spui adevărul dureros. Mm. Și părerea altora e problema care creează o cultură confortabilă. Oamenii se simt apreciați, dar le teamă să... Nu, nu, nu sunt provocați pentru că este prea importantă părerea ce spun unii, ce spun alții. Cultura plictisitoare menționam, este uh, cultura în care nu există nici apreciere, foarte puțină apreciere și foarte puțină provocare. Instituția statului, aici... Uh, și aici, <laughs> a, atenție, lenea primează. <laughs> Bineînțeles, oamenii sunt încurajați și e un, un, un mediu foarte toxic. Da, o cultură, o cultură da, care nu te inspiră. Dar poți avea și, ce spuneai tu, Cosmin? Critici, provocare, să facem mai mult, mai bine, dar nu ai apreciere. Și atunci problema aici este controlul. Tu vrei să ai control, vrei să-i conduci pe oameni în direcția pe care, tu vrei, pe, pe, care tu o vrei, dar oamenii se simt controlați, nu împuterniciți. Mm. Și e o problemă. Aici oamenii nu se simt controlați, deși tu le îi provoci și la schimbare, la a face lucruri mai bine, se simt împuterniciți, pentru că există și apreciere. Mm. Aici oamenii se simt controlați și asta nu e un, nu e un sentiment prea, uh, prea plăcut. Um, așadar, această diagramă este foarte faină să te evaluezi la nivel personal: ei, hey, unde sunt eu în relație cu oamenii, dar și la nivel de echipă, la nivel de organizație. Și mi-amintesc când am lucrat cu organizație chiar aici, în, în România, și am descris această diagramă, patronul a spus: time out, avem nevoie aici, avem nevoie să, să medităm, să reflectăm, <laughs> să ne evaluăm. Ca asta e prea important. Prea important ca să trecem prea să trecem să ușor peste ea. Mm. Ai și ceva moduri cum reușești să treci din una în alta? Efectiv, doar crescând aprecierea și provocarea, doar mergând pe scala respectivă. Dar sunt întrebări de genul, de ce, de, ce, de ce contează atât de mult părerea X? Mm. X să te -evaluezi un pic. De ce contează? Ce se întâmplă? Care e cel mai rău lucru care se poate întâmpla dacă eu îmi spun? și revenim la echipă, la onestitate, la, poate trebuie abordată ca și echipă. Băi, noi nu suntem onești, mm. că, da, nu, ori nu contează, ori șeful se enervează, da, deci, și apoi, deci dacă ești aici, trebuie să, trebuie să, zici, care sunt lucrurile cu care putem să-i provocăm pe oameni? Și deseori, oamenii de calitate nu rămân aici. Dacă nu sunt suficient de provocați, dacă nu sunt, nu li, li se oferă provocări noi și, și dificile, nu rămân aici, pleacă. Mm. Și atunci pierzi oameni valoroși dacă tu crezi doar o cultură confortabilă, de apreciere, de încurajare și așa mai departe. Și Sau când ești aici, uh, am lucrat cu o organizație care se găsea aici, atunci trebuie să vedem, ok, să, să vedem cum putem, care sunt lucrurile pe care noi le apreciem, care sunt lucrurile pe care noi le. Care trebuie să încurajate la oamenii, pentru că sunt, în mm. orice există, dar nu sunt menționate. O cultură ca Estonia este o cultură care spune, hei, dacă faci lucrurile bine, așa, e, așa trebuie să fie. De de urmă. Deci, de ce a spune eu ceva uh, despre lucrurile pe care tu le faci bine, că da să te plătesc? <laughs> Doar <laughs> pentru că te plătesc, de ce să nu menționezi? Mm. Da? De ce să nu fie ele men menționate uh, uh, ce te costă? Dar nu, nu există, nu există obișnuință. Și, și revin la întrebarea ta. Dacă ai un mediu de genul ăsta, trebuie să crești aprecierea și provocarea aterizează bine pe un fundament de apreciere. Mm. Asta se aplică în căsătorie, asta se aplică în relația cu copii, asta se aplică în relația cu echipa. Numai când contextul și când fondul e unul de apreciere, atunci poți. Provoca la schimbare, pot spune ce nu-i bine și e mult mai po posibil să fie primit bine. Nu e garantat, e mult mai probabil. Foarte tare. Mersi, mersi, Teo. Teo, aș uh, încheia timpul nostru cu o întrebare. E, e vreo poveste de leadership uh, pe care o ai din ultima, ultima vreme care te-a impresionat în sens pozitiv? Mm -hmm. uh, și dacă da, care e și ce? Mm -hmm ce se întâmplă atât de grozav în poveste. Da, înainte de menționa povestea, mai revin la o, mai menționez o carte care are legătură cu povestea. Cartea este scrisă de Dave Ferguson și se numește Hero Maker. Uh -huh. Și ideea cărții este, cu toții noi vrem să fim eroi. Da? Noi vrem să fim eroi. Noi vrem să strălucim. Noi vrem să, uh, să ieșim în evidență. Dar spune, e mult mai, pe termen lung, ca impact, e mult mai bine să fii hero maker cel care creează eroi mm. decât să fii tu eroul și conceptul ăsta mi 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 se aplică în ucenicie a, ideea cum, cum ești cel care creează eroi, care pune pune reflectorul pe alții care împuternicește, împuternicește pe alții care crea, creează platforme pe care alții să stea mm. cum faci asta și exemplul pentru mine, cel mai clar al unei persoane care este Hero Maker, cel care creează eroi, este Oivind Augland. L-am menționat pe el cel care a început M4 Europa, conduce alte și alte lucruri și alte țări și, și alte inițiative cu care eu am onoarea să lucrez. Oivind, pentru mine, a creat contexte și platforme pe care m-a pus ca eu să strălucesc. Eram la o conferință. În, în Berlin, el avea o sesiune și a spus Teo, vreau ca tu să ții sesiunea mea, um, pentru că tu crezi, cred că poți face o treabă bună în sesiunea, în sesiunea, sesiunea asta. Cu alte cuvinte, m-a pus pe mine pe platformă ca eu să strălucesc, în eu să prezint, mm -hmm. nu el. Oivind face asta cu mulți lideri. Asta mi se pare o chestie foarte rară, pentru că mulți din lideri ei vor ei vor atenția. Gloria. Ei vor gloria. Și noi, ca și creștini, da? trebuie să înțelegem, chiar dacă se pune reflectorul pe noi, înțelegem că Isus e cel care trebuie să strălucească. El este atât eroul, cât și cel care creează eroi. Mm. Um, și pe mine mă anima asta. Eu îmi doresc să fac același lucru pentru cei din jurul meu. Și inspirat de Oivind și de alții, cum pot, ce contexte pot crea. Pentru alții, ca alții să strălucească, nu eu. Ca alții să iasă în evidență, nu eu. Și cred că asta vine într-un context în România, în care ca, e o chestie destul de neîntâlnită uh -huh. și cred că e necesară, în special în contextul creștin. Asta se înțelege și în contextul creștin. Eu vreau să strălucesc, eu vreau să predic, eu vreau să prezint la conferință, eu vreau să fac asta. E o chestie naturală, e o chestie supranaturală să vrei. Ca alții să strălucească, ca alții să primească creditul, ca alții um, să fie pe scenă. Hmm, foarte tare. Și nu mă așteptam la genul ăsta de poveste. Mm -hmm. Foarte fain. Teo, a fost o bucurie să povestim. Abia aștept să mai vii și în decembrie Ziceai parcă Care da? revii și poate, poate facem un nou episod da. că Mi se pare așa că doar am zgâriat Niște teme și am Luat maximul din ele uh -huh. Dar cu siguranță unele ar merita Mai mult timp da, Și eu mulțumesc pentru invitație și sper să fi fost folositor Ție, echipei din studio Și ascultătorilor Cu siguranță Aștri. Mersi Teo Cu plăcere dacă ți-a plăcut episodul de astăzi, nu uita să-l share cu cineva. Dacă vrei să ne ajuți și mai mult, scrie ceva în comentarii. Asta ne va ajuta mult. Ciao, ciao și pe curând!